Bună dimineața, sau Lili, să știi că te poți orienta și către o grădiniță care în programa APSA are și un opțional de înot pentru cei mici. Uite, de exemplu, copiii care sunt aici în bazin sunt grupa mijlocie la o grădiniță și au venit astăzi pentru ora de mișcare la bazin și află mai multe despre opționalul de înot pe care l-au în programă de la directoarea grădiniței. Bună dimineața și de ce ați introdus un opțional de înot în programul copiilor? Pe lângă activitățile educaționale pe care noi le desfășurăm zi de zi, avem foarte în programele noastre, am introdus multe activități în aer liber, precum și activități sportive și știm foarte bine înotul cât de benefic este pentru dezvoltarea optimă a copilașilor, atât fizic cât și cognitiv. Cum au primit părinții această propunere de a-i lăsa pe cei mici la înot în timpul grădiniței? De comun acord cu părinții am ales acest opțional. Copilașii sunt foarte încântați. Noi venim de două ori pe săptămână. Chiar n-am făcut pauze foarte mari, nici măcar în vacanțe. Ei sunt foarte dezinvolți. Am găsit aici o locație extraordinară și o echipă minunată. Profesionalism, mult răbdare. Venim cu multă dragoste și multă încredere și multă voie bună, se vede bună, din bazin. Exact, în timp ce copiii sunt în bazin împreună cu doi instructori, ei sunt supravegheați și de pe margine de un antrenor cu experiență care o să ne povestească despre beneficiile înotului pentru copii. Bună dimineața! De ce ar trebui să-i aducem pe cei mici la înot? În etapa actuală, în special, știm cu toții sedentarismul și toate nebeneficiile, ne îndeamnă și vă îndeamnă pe toți care sunt responsabili să vină să facă o activitate fizică. Se numește, poate nu mai nou, dar educație acvatică. De la ce vârstă ar fi potrivit să-i aducem pe copii la înot? Segmentele la care putem să începem sunt practic, dacă condițiile materiale sunt adecvate, de la 2-3 luni, dar noi vorbim de activități într-un bazin care are caracteristici de pregătire sportivă de înaltă performanță și atunci grupul acesta de sportivi, să le spunem, ar fi la vârsta de 5 ani. Deci putem să începem... Putem să începem de la câteva luni ca să-i obișnuim cu apa și apoi la un program regulat. Exact. Este foarte corectă precizarea dumneavoastră. De câte ori ar trebui să-i aducem pe săptămână? Conform, să spunem, și teorii, dar și practici în special, minimum de două ori pe săptămână, la un interval de două zile între un antrenament și celălalt. Vă mulțumesc tare mult! Eu văd că cei mici se simt bine în apă, dar vreau să-i și întrebăm. Bună! Vorbește cineva cu noi? De când veniți la not? De când vii la not? De mult timp. Îți place în apă? Da. Ai învățat să not? Da. Cum e? Ia să te văd. Deci chiar le place celor mici, îi las în continuare să-și desfășoare ora, atât de aici și mă întorc acum la voi.